Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale, calea spre mântuire. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți frați și surori întru Hristos, iată ne ajungi și în a doua duminică după Rusalii, duminică intitulată A Sfinților Români și duminică în care ne amintim din Sfânta Evanghelie cum a chemat Iisus Hristos pe primii apostoli în misiune. În misiunea aceasta grozavă de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu lumii întregi. Ei bine, astăzi vreau să ne oprim doar asupra unei singure idei. O idee foarte importantă și foarte de folos sufletului nostru. Și anume, ce a însemnat oare pentru apostoli acel îndată din Evanghelie, acel cuvânt îndată și ce ar trebui să însemne pentru noi? Pentru că uitați în Matei 4:20 ni se zice așa: iar ei îndată lăsând mrejele au mers după el. Iisus își începea misiunea lui pe acest pământ. Și bineînțeles că avea nevoie de 12 învățăcei. Oameni pe care să-i formeze și care să ducă mai departe această misiune a propovăduirii. Și a venit din pustiu, acolo unde a stat timp de 40 de zile, după ce s-a botezat, și s-a dus chiar pe malul lacului Genizaret. Și acolo și-a căutat apostolii. Și-a căutat prietenii. Ei bine, trebuie să știți că lacul Genizaret era de fapt o adevărată comoară pentru oamenii care locuiau în apropierea lui. De ce? Pentru că avea pești mulți și buni. Deci era o sursă de venit. Se putea câștiga. Puteai să trăiești dacă locuiai în acea zonă. Și de aceea în Capernaum, orașul cel mare de lângă Marea Tiberiadei, de lângă lacul Genizaret, se dezvoltaseră mici întreprinderi. Mai multe comunități de pescari care împreună duceau greul acesta al pescuitului ca să prindă pești și să hrănească pe alți oameni și să câștige și ei bani ca să trăiască. E bine, o astfel de întreprindere dezvoltaseră și frații Andrei și Petru, pe de-o parte, și împreună cu ei ceilalți frați, cealaltă pereche de frați, care erau Iacov și Ioan. Pentru că așa ne sugerează Luca, capitolul 5, versetul 7. Și uitați ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și au făcut semn celor care erau în cealaltă corabie. Adică Petru și Andrei au făcut semn lui Iacov și lui Ioan. Să vină să le ajute. Și au venit și au umplut amândouă corăbiile încât erau gata să se afunde. Vedeți? Când Iisus îi trimite, când îl trimite pe Petru și pe Andrei să pescuiască, deși era ziua, deși peștii, știm, pe căldură se pun pe fundul apei, da? Și nu vin să mănânce, da? Nu pot pescui ziua în amiaza mare. Ei bine, Iisus îi trimite pe acești apostoli și prind de să li se rupă năvoadele. Ei bine, în momentul acela cheamă pe colaboratorilor, pe cei care împreună formau o firmă, așa să zicem, de pescărie, pe Iacov și pe Ioan, și iată că umplu două corăbii cu pește. Ei bine, toată această zbatere a apostolilor a durat până când în ziua când Iisus a trecut pe malul Tiberiadei. În ziua aceea s-a schimbat viața lor total. Totalmente s-a schimbat. Pentru că Iisus le zice: veniți după mine! Veniți după mine! Și ei au lăsat totul și l-au urmat îndată. Au desconsiderat avuția lor. Au desconsiderat, gândiți-vă, Petru avea familie, avea soție. Nu știm dacă avea copii, dar soție sigur avea. A lăsat soția la soacră, la mama soacră și a plecat după Hristos să-L slujească. Vă întreb eu acum pe dumneavoastră și haideți să ne întrebăm cu toții.
Ce s-ar fi întâmplat cu apostolii dacă ar fi refuzat chemarea lui Iisus Hristos? Ce s-ar fi întâmplat? Vă zic eu ce s-ar fi întâmplat. S-ar fi scurs viața lor de multe ori cum se scurge și viața noastră. Ar fi continuat să lucreze la întreprinderea lor, ar fi hrănit lumea cu pești și ar fi câștigat destui bani, la un moment dat s-ar fi pensionat, da? Chiar dacă pe vremea aia nu exista pensionare, nu se puteau pensiona oamenii, apoi ar fi murit. Iar toată agoniseala lor ar fi rămas pe mâna copiilor care s-ar fi certat pentru avere și care și-ar fi dat în cap prin tribunale și viața lor ar fi fost searbădă și fără niciun fel de efect după. Ei bine, cu siguranță numele lor ar fi fost uitate din istorie și nimeni n-ar fi povestit astăzi, uite, în fața unei adunări așa mari de oameni, despre Sfinții Apostoli Petru, Andrei, Iacov și Ioan. Ei bine, ce s-a schimbat în schimb? Ce s-a întâmplat în schimb cu acești apostoli pentru că au spus da? Haideți să ne gândim doar. Au rămas veșnic în istorie. Numele lor nu mai sunt uitate pentru niciodată. Au lăsat în urma lor o avere mult mai mare după ce au murit. Au lăsat propovăduirea lui Hristos și iată că din învățăturile lor noi și astăzi învățăm și ne folosim după 2000 de ani. De 2000 de ani s-au hrănit generații întregi de oameni cu o hrană mult mai superioară decât cea a peștilor. Învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Ei acum, știți ce fac? Se desfată în bucuria cea cerească, da? Pentru că Iisus le-a promis lucrul acesta. Uitați ce le spune Iisus în Matei 19, 27 cu 29. Atunci Petru răspunzând i-a zis, iată, noi am lăsat toate și ți-am urmat ție. Cu noi oare ce va fi? Era curios Petru, uite, am lăsat tot, am lăsat barca, am lăsat afacere, am lăsat tot. Oare cu noi ce va fi? Și uitați ce îi spune Iisus. Iar Iisus le-a zis, adevărat zic vouă că voi, cei ce mi-ați urmat mie, la noirea lumii, când Fiul omului va ședea pe tronul slavei sale, veți ședea și voi pe 12 tronuri. Ei care toată viața au dormit în corabie, au fost arși de arșiță, au spălat la mreje și de multe ori au venit supărați că n-au prins nimic acasă. Le promite Iisus că vor sta pe 12 tronuri, adică că vor fi împărați. Vor conduce ca niște împărați. Și uitați ce le mai spune Iisus. Judecând cele 12 seminții ale lui Israel, ei de care s-a râs cât timp au trăit și l-au urmat pe Hristos, au ajuns să fie judecătorii fraților lor. De ce? Pentru că Dumnezeu îi va întreba pe evrei, de ce n-ați crezut în Hristos? Pentru că, uite, Petru a putut să facă asta. Ioan a putut să facă asta. Iacov și Andrei au putut să facă asta. Voi de ce n-ați făcut? În sensul acesta, Sfinții Apostoli vor judeca pe evrei. Și continuă. Și oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau țarine pentru numele meu, înmulțit va lua înapoi și va moșteni viața veșnică. De fapt, spunea cineva că pentru a cuceri întreg pământul, trebuie să renunți la tot pământul. În momentul în care tu te bați pentru o parcelă de pământ și te cerți cu alții, în momentul acela tu de fapt te limitezi. Dar în momentul în care ai dat drumul inimii tale, nu, fraților, faceți ce vreți. Eu sunt liber, mie nu-mi trebuie nimic, mie îmi trebuie cerul. În momentul acela ai cucerit și pământul practic. Pentru că, vedeți, apostolii au început să călătorească prin lumea întreagă. Au pierdut ei, poate să zicem, mamă, tată, rude, da? Dar au câștigat o grămadă de frați. Oriunde se ducea Sfântul Apostol Petru, de exemplu, spunea fraților la 100 de oameni care erau în biserică. Spunea surorilor la 100 de femei care se rugau împreună cu el. Deci a câștigat o familie cu mult mai mare. Și a moștenit și viața veșnică. Vedeți ce s-a întâmplat cu acești apostoli dacă au lăsat mica lor afacere? Dacă au lăsat traiul lor plictisitor și anost? E bine, și acum ne întoarcem la noi.
Ce trebuie să facem noi? Oare ne cere Hristos și nouă la fel ca apostolilor? Să știți că noi nu trebuie să lăsăm părinții, soția, copiii, frații, agoniseala noastră. Nu trebuie să le lăsăm. Dar suntem datori să lăsăm ceva totuși. Știți ce ne cheamă Hristos pe noi, creștinii de astăzi? Să lăsăm toate patimile noastre, toate păcatele și neputințele noastre, să ne desprindem de păcat, să fim creștini buni. Creștini care să-L onoreze pe Hristos în această lume. Suntem datori nu să ne despărțim de familie, ci dimpotrivă să ne purtăm cu ai noștri cu dragoste, cu bunătate, cu interes, pentru mântuirea sufletelor lor. Deci Hristos ne cheamă astăzi, dacă suntem ai Lui, să ne iubim mai mult pe casnicii noștri, pe cei dragi ai noștri, să ne jertfim mai mult pentru ei, să le fim alături. Suntem datori ca o parte din averea noastră să o dăm și lui Hristos, ajutând pe frații noștri cei săraci. Și atunci vom fi cu adevărat și noi urmașii lui Hristos. Spune o povestioară la un moment dat că un comerciant se tot plimba prin Ierusalim și striga tare: grâu bun pentru pâine! El avea grâu, 2 saci de grâu pe măgar și se tot plimba pe toate străzile. Și într-o zi se făcuse seară și n-a reușit să vândă nimic. Și era tare supărat și mâhnit. Și el atunci se îndrepta spre casă când un sărac i-a ieșit în față. Și a zis: dă-mi și mie, te rog, o mână de grâu, că n-am mâncat nimic astăzi. Și el, mâhnit, supărat, a zis: nu-ți dau nimic. Cum să-ți dau? Nu-ți dau. Pentru că nici eu n-am vândut astăzi nimic. Dar i s-a făcut milă de omul acela sărac. Și a băgat totuși mâna în sac și a luat un pumn de grâu și i l-a turnat în mâinile lui. E bine, a ajuns acasă, a dat un sac jos de pe măcar și când l-a dat pe al doilea, ce să vezi? În sacul cel de-al doilea din care dăduse săracului se afla un bulgăre de aur. Atunci a dat seama că cel care îi ceruse a fost Hristos. Nu era un sărac oarecare. Era însuși Hristos. Și Hristos a vrut ca el în seara aceea să nu fie supărat că n-a vândut nimic și că nu are ce să mănânce. Și a dat el mai mult. Ori de câte ori un creștin lasă puțin din averea lui, din agoniseala lui și dă la săraci, Hristos îi înmulțește ceea ce a dat. Are grijă de ceea ce i-a mai rămas, da? Astfel încât niciun creștin să nu flămânzească și să nu o ducă rău. Dragii mei, în încheiere vreau să vă adresez un îndemn. Dumneavoastră și mie în primul rând. Când te-ai născut, tu plângeai și alții se bucurau, părinții tăi. Ei bine, să dea Dumnezeu, să avem grijă că atunci când vom muri, noi să ne bucurăm și toți cei dragi ai noștri să plângă după noi, pentru că om bun am fost. Și să le pară rău că am murit și că am plecat din lumea aceasta, da? Dar noi să ne bucurăm că ne ducem la Dumnezeu pe care l-am slujit o viață întreagă. Amin.